21 noiembrie, Apocalipsa 19, de la 17 la 19. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni, slobos și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Bătălia mare a neamurilor. De la căderea în păcat în paradis, domină moartea asupra tuturor oamenilor. Dar satana nu s-a mulțumit cu aceasta, că la sfârșitul vieții lor au murit o moarte naturală, ci ucigașul oamenilor a secerat milioane și milioane prin sabie. Un fluviu de sânge a curs peste acest pământ blestemat. Cine a studiat istorie știe că împărățile acestei lumi s-au construit pe sângele subalternilor lor. Prințul acestei lumi, căruia unii îi slujesc, cere tributul de la ei. Și totuși nu vor să se lase de el, ci din contră, cu cât trece mai mult timp, cu atât se dăruiesc lui tot mai mult. Desigur, cu timpul ei obosesc războindu-se, dar nu durează mult și iarăși se iau săbile, chiar și cei mai mici băieți se joacă cu plăcere cu puști și pistoale. Filmele criminale arată la cei mari și la cei mici cum sunt omorâți oamenii, așa încât nu trebuie să ne mirăm dacă aceste lucruri sunt imitate. Chiar dacă am citit că în Statele Unite ale Americii unele magazine au încheiat capitolul cu jucările pentru copii sub formă de antrenament, după ce și Robert Kennedy a fost omorât. Dar cât timp va dura și totul va fi iarăși uitat? Nu este legată una de alta? Cu războaiele se câștigă dintotdeauna ce mai mulți bani. Toate în fond își au izvorul în înclinația satanică și nu poate fi pace până când acest prinț domină această lume și masa de oameni fără Dumnezeu slujește atașații lui. Până când este păcat la aici, nu se pot desfința războaiele. Păcatul este pieirea oamenilor, sunt începuturi bine intenționate, când unele cercuri fac demonstrații împotriva războiului, dar așa ceva nu este realist. Când războiul se termină la un capăt al pământului, începe la un alt capăt și mai tare. Numai noi care urmăm pe Iisus din inimă suntem copiii păcii și nu luăm parte la așa ceva. Noi ne bucurăm că putem refuza serviciul militar, dar va fi aceasta posibil în toate vremurile? Doar când împăratul împăraților, Iisus Hristos, va veni, se va da ultima luptă și apoi pământul se va odihni. Când omul în final se va lupta cu puterea pumnului împotriva lui Dumnezeu, atunci a venit sfârșitul. Atunci Iisus va pregăti cu sabia gurii lui un sfârșit războiului și va fi împărat peste pământ.